În doar patru zile, medicii au diagnosticat cu viroze și pneumonii aproape 900 de olteni. Dacă numărul virozelor s-a menținut la același nivel, cel al pneumoniilor a crescut substanțial, susțin reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt. Potrivit acestora, șase persoane au fost diagnosticate cu gripă. În săptămâna 21-25 martie, la nivelul județului Olt, s-au înregistrat 574 de cazuri de infecții respiratorii acute cu 21 de internări, 300 de cazuri de pneumonii cu 32 de internări și 6 cazuri de gripă sezonieră, la pacienți cu vârste cuprinse între 0 și 35 de ani. Cele 6 cazuri s-au prezentat la SGU Slatina cu simptomatologie compatibilă cu gripa, motiv pentru care s-au recoltat probe pentru investigarea cazurilor cu laboratorul. Toate sunt persoane nevaccinate antigripal în sezonul rece 2021-2022. În urma rezultatelor emise de laboratorul din cadrul Institutului Cantacuzino București, cazurile au fost confirmate cu virusul gripal tip Se arată într-un comunicat al DSP -OL. Olt. sunt îndemnați să meargă la medicul de familie și să solicite vaccinarea antigripală. Autoritățile susțin că în cabinetele acestora mai sunt peste 5.000 de doze de vaccin antigripal produs biologic.